Și să-i dăm legătura lui Duță, care este din nou într-o zonă unde se organizează un târg. Poate între ultime târguri, nu vreau să povestesc despre asta, dar e bine să ne bucurăm în aer liber de bucate. Duță, spune-mi, te rog, că nu mănânci și nu bei în momentul ăsta, că nu te văd. Să trăiți, bunăața, domnul Dani, ce să zic, e posibil să te contrazic, te salut de la Muzeul Țăranului Român. Domnul Răzvan, domnul Dani, vreau să vă spun ceva, în sfârșit se face un târg pentru noi, ne este dedicat aici la Muzeul Țăranului Român, este Târgul Moșilor de Țară, Târgul Moșilor de Toamnă. Domnul Răzvan, domnul Dani, ce bărbați tineri și frumoși am fost, mai ales eu, și ce bătrâni am ajuns, mai ales voi. Dar am găsit aici pe cineva, pe Nenea Ghiță, care a zis că el nu se dă pe doi bărbați de 20 de ani, pentru că el încă este forță și a mai pușcat câte ceva, încă îl ajută vederea. Să trăiești, Nenea Ghiță, bine te-am regăsit. Neața, domnul Răzvan, domnul Dani, nu se poate, tată, păi nu mă dau pe unul de 20 de ani. Și dacă tot să-mi parte de moșii acum, de la cingătoare scoși și eu... Uite, o sticlă de palincă, i-am adus-o lui Marinică. Te-ai ținut de cuvânt. Tată, păi nu, dacă se împarte, trebuie să împărțim fiecare câte ceva, ce se mai poate. Și ți-am promis. Nenea Ghiță, fii atent că acum pe Mata o să te las puțin, pentru că vreau să vorbesc cu o domniță, să ne spună puțin despre sărbătoarea de mâine, moșii de toamnă, să ne spună ce se întâmplă și ce se împarte. Mata a început bine oricum. Tot cu domnițe, tată, tot cu domnițe, dar mă lași pe mine, hai. Spor hai că pormi, revin la Mata. Să rămâile, bună dimineața, am văzut că ați pregătit acolo pentru împărțit, mâine se împarte. Mâine se împarte, sărbătorim moșii de toamnă, pomenirea morților și împarte fiecare gospodar ce poate. Noi am pregătit aici orez cu lapte, sărmăluțe, fasole cu cârnați, pastramă cu mămăligă, dăm și noi ce putem. Deci așa se face în fiecare casă acum pentru pomenirea morților, fiecare pregătește câte ceva și se împarte. Mâine se întâmplă treaba aceasta. Da, mâine. Am înțeles. Nenea Ghiță, o bucurie să te revăd, am văzut că ai venit pregătit acum, că ți-am spus că am zis că nu mai filmez cu mâncare, dar iată că trebuia să arătăm tradiție, adică mai mult pe tradiție sunt. Păi tată, nu poți să te abții, Fii atent cu alea aici la cârnați ăștia proaspeți de casă, în untură, cum se face de Crăciun așa când îi băgăm la garniță. Uite ce frumos arată, tată, uite. Tată, deja te gândești la Crăciun, că nu se știe dacă ne mai vedem până atunci, că s-ar putea să, Doamne ferește, tată, să se închidă tot. Nu, tată, ne vedem, că așa e bine cu tradițiile. Aici avem o ciorbiță cu afumătură. Și dincolo celebra pastramă. Păstrămioara, care cu asta nu pot să plec de acasă. Fără păstrămioară, nu pot, mai am câțiva berbeci. Te-ai pregătit foarte bine. Vreau să merg acum să mai cunosc și alți oameni care au venit acum la acest târg al moșilor de toamnă. Mata, încă nu ești moș, nu te încadrezi acolo și mă duc să îi salut, să vedem cu ce altceva am mai venit pe aici. Tata, o bucurie. Ia, mai treci pe aici? Mai treci pe aici? Oricum să ți aduc sticla înapoi, că am înțeles că mi-ai dat-o doar pentru să se vadă la televizor, că mi-ai dat-o, după aceea îmi cer sticla înapoi. Hai că nu ești, Mata, atât de zgârcit, chiar dacă ești la Târgoviște. Merg și pe la alții să mai vizitezi. Hai că am început cu bine și acum vedem ce se... Sărmâine, bună dimineața, vă rog să vă apropiați puțin, că am înțeles că și dumneavoastră v-ați pregătit pentru sărbătoarea de mâine. Ce împărțiți dumneavoastră și ce le-ați adus bucureștenilor? Din ce zonă veniți? De la Botoșani? De la Botoșani suntem. Păi am adus plăcinte pe alembrâu, cozonac domnesc, se împarte de moșii de toamnă, colaci împletiți, alivenci. Acești colaci se împart mâine, nu? Da, tradiția... Pune să gospodinele să facă în casă colaci împletiți, cozonac, olivă din grâu și să le ducă la biserică, la Sfinții. Vă mulțumesc! La final aș vrea să-l salut pe prietenul meu cu care o să stau de vorbă. O să rămân cu dumneavoastră toată ziua pentru că vreau să-mi povestiți foarte multe. Vreau să-mi spuneți doar atât. Dacă vreau să-mi iau o domniță de la dumneavoastră din zonă, din Suceava, de ce ar trebui să o aleg? Bună ziua, eu vă spun doar atâta. Dacă vreți să vă luați o domniță, luați o moldoveancă. O să mă întrebați de ce. Mă, tată, moldovencele astea știu să facă niște parastase și niște mormântări, li s-o dus buhul. Am crezut că suntem prieteni, am văzut că sunteți și cu baltagul, brișca o aveți la dumneavoastră? Am și brișcă, am și de toate. Nu am mai văzut huțul fără brișcă și fără baltag. O bucurie să vă revăd aici la Muzeul Țăranului Român, o să stăm la povești toată ziua, stăm mai ales că sâmbătă, duminică, până la ora 18 sunteți aici. Absolut, bine ați venit la acest târg de moș de toamnă și văd că ați început bine cu alevinci, cu poale în brâu și să treceți și pe la otomane, care se prezintă destul de bine cu produsele lor tradiționale și mai departe celelalte produse tradiționale.
profesionale. Și vă mulțumim din suflet. Toate cele bune. Mă mai gândesc că nu se ia o domniță de la dumneavoastră din zonă. Domnul Răzvan, domnul Dani, weekend plăcut, toate cele bune. Vă aștept la Muzeul Țăranului Român. Mă duc să văd ce mi-a adus aici. Da, împărțim. Haideți că ca frații să împărțim. Trebuie să fie bun. Marian. Te caută Claudia Pavel pe aici, pe la noi, și tu te-ai plecat la târg acum. Cum v-ați dezorganizat așa?